Hei, salut, prieteni! Mi-am luat ieri, mare greșeală am făcut, mi-am luat Far Cry 3. Deci m-am jucat astăzi, e ora 5, de azi dimineață, în continuu. M-am trezit foarte devreme, deși m-am culcat la ora 2, m-am trezit la ora 8:30, pentru că au venit niște băieți să facă revizia la centrală. Am stat după ei, apoi am mâncat și m-am pus la joacă. Și abia acum ies să-mi fac și eu din treburi. Mă duc să mai cumpăr ce mai a rămas din cadouri de luat. M-am întors acasă, am reușit să iau câte ceva cadouri, deși, cum am zis și ieri, era mare nebunie în toate magazinele și îmi imaginez că mâine pe 24 să fie și mai mare nebunie, deoarece cei pentru care am luat cadou se uită la vlogul ăsta, n-am avut cum să filmez, n-am cum să vă arăt ce am luat, așa că o să vedeți după 25. Iau un joc, până nu-l termin nu mai fac absolut nimic, deci nu sunt productiv nici măcar o boabă, deci astăzi toată ziua, cred că m-am jucat, ce să zic eu, 8-10 ore, nu știu, m-am jucat la jocul ăla. Deci n-am ce să vă arăt, v-am arătat un pic din joc. Mă bătea așa un gând la un moment dat să bag un segment de gaming în vlog, dar nu știu, mă mai gândesc la treaba asta. Aici la mine dau ăștia puști ăștia cu petarde, zici că e zonă de bombardament. Sper să pot să și dorm în noaptea asta. Mâine termin jocul, cred că îl termin mâine și promit că nu mai iau Far Cry 4, gata. Revenim la normal.